articol turc a fost desclificat. Mesajul Andrei Mantea. Andreea Mantea a deschis cutia Pandorei și a citit un mesaj din partea staffului emisiunii, în urma neregulilor care s-au petrecut în ultima vreme în emisiune. Astfel, echipa Puterea Dragostei a pus la cale o serie de reguli pentru cei care lipsesc de la filmări. În plus, Andreea Mantea a anunțat că Turcu a fost descalificat și nu se va mai putea întoarce în emisiune, fiind cea de-a doua descalificare a sa. Citește și ce cadou a primit Andra Volos de la Bogdan Mocanu. Ia să vedem ce zice emisiunea. Dragi concurenți, după cum se poate observa, în ultima perioadă în această competiție regulile nu mai sunt respectate, iar formula în care se desfășoară filmările se schimbă aproape zilnic. Din diverse motive unii concurenți nu se prezintă la filmări, iar reacțiile lor depășesc uneori orice așteptări. Din păcate nu mai putem continua astfel, așa că am decis să luăm atitudine împotriva celor care nu vin la filmări. Primul concurent care va suporta consecințele este Turcu. El a refuzat să participe la filmări susținând că își dorește să plece în România. Noi îi respectăm dorința. Prin urmare, în acest moment, Turcu Alex George este descalificat. A spus Andreea Mantea. Citește și Puterea Dragostei, 28 aprilie, Berna, înșelată de Filip, ai dormit cu ea 4 zile. Știu tot. Plecările din emisiune nu vor mai fi permise dacă concurenți nu au un motiv cu adevărat justificat. În viitor vom continua să luăm măsuri împotriva celor care nu se prezintă la filmări fără să aibă vreun motiv real, a mai spus Andreea Mantea. Turcu a fost descalificat. Mesajul Andreei Mantea. După ce a citit mesajul de la staff, Andreea Mantea a transmis un mesaj lui Turcu după ce acesta a fost descalificat din emisiunea Puterea Dragostei. Citește și, prietenia lor e în pericol. Andreea Pirui și Lici s-au certat din nou, nu-mi spui tu mie ce să zic. Astăzi ne-am luat la revedere de la Turcu de tot. Sperăm să-ți fie bine, ai grijă de tine, sperăm să fi fost o experiență pentru voi toți. Unii oameni nu vin neîntâmplător în viața noastră, să știți, a spus Andreea Mantea în încheiere.